Cu acest festival doresc, pe de o parte, să readuc tradiția, să o reîmprospătăm în mintea oamenilor, dar și să îmbogățim, să revitalizăm latura culturală a orașului. Homo Cordus, c'est un spectacle sur une histoire de la musique, une histoire depuis le paléolithique, c'est-à-dire les hommes des cavernes, jusqu'à nos jours. Voilà, on commence avec une musique, donc les premières musiques tribales. Nous avons fait des recherches sur l'ethnomusicologie avec des ethnomusicologues qui nous ont beaucoup aidés là-dessus. Et nous terminons avec les musiques contemporaines, jusque les musiques trans, etc. de derniers temps. La musique classique, la musique tribale, la musique contemporaine, rendre les choses populaires. Donc on a utilisé beaucoup, mais vraiment beaucoup d'humour pour faire ce spectacle-là. Voilà. Et les comédiens donc sont effectivement des gens qui jouent du théâtre avec beaucoup de talent, mais surtout sont des très grands musiciens. Ils sont tous médaillés d'or du conservatoire, ils travaillent avec Didier Lockwood en France, avec les plus grands jazzman même en Europe. Et le challenge, c'est de faire ça, c'était tenir un niveau d'excellence en musique et en plus de nous amuser vraiment à faire beaucoup beaucoup d'humour dans l'histoire de la musique. Donc ça a été beaucoup de travail. On est, moi je suis clarinettiste, Sylvain est violoniste et Charlie est guitariste. On retrace l'histoire de ces trois instruments, donc les instruments à vent, les instruments à cordes frottées et les instruments à cordes pincées. Fiecare dată spectacolul e altfel, mai ales în festivaluri, pentru că spațiile în care jucăm sunt extrem de diferite. Și în seara aceasta, el e un spectacol de studio. Noi la sediu îl jucăm la sala studio și aici o să-l jucăm la sala mare, care are, cred, nu știu, 300-400 de locuri. Și asta îl modifică de fiecare dată și, desigur, din cauza asta intervin și mici accidente. Așa e!
ar trebui să izolăm pe amândoi. Du-te afară de niște râme! Șerpișor! De unde să fac jos la ora asta? Este clasica poveste Leon și Lena, pusă pe versuri și cu o muzică foarte, foarte variată. Pentru ei e important tot ce fac, mai ales când se îmbracă în frac. Și nu tac, nu tac, nu tac, nu tac, ei, de-aia! Să fiu serios, de-aia! Nu pot să mă îmbrac frumos, de-aia! Sunt atât de trist, vă rog să reveniți când voi fi optimist. Dacă știe ce, dacă știe ce vrea sau nu știe ce vrea, dacă... Prințul Leon se va sau nu se va căsători, Prințul Leons de Popo își petrece timpul cu Rosetta. Când aud expresia să facem totul ca să facem tot posibilul ca să facem tot ce putem ca să, mă cuprinde un fel de amețeală și îmi vine instantaneu să vomit. Monsieur, deranjez? Nu, nu, nu se poate. Mă scuzați că... dar mă gândeam că poate vreți o fetiță. Adică? Adică tocmai ne-a sosit. Trec! La stânga am prejur! Marfă nouă! Dacă vreți, vă las una să o încercați. Dacă vă place, puteți să vă cumpărați. Dacă nu, vă schimbă. Alors, Antigona, parce que c'est le titre original de ce spectacle, c'est une traduction nouvelle de Sophocle. En fait, j'ai pris le texte de Sophocle, que j'ai entièrement retraduit, et j'ai changé certains enjeux principaux de la pièce. Ça ne se passe pas dans un monde polythéiste, mais dans un monde monothéiste, ce qui rend le sujet de la pièce beaucoup plus contemporain. En fait, Antigone, au lieu de défendre la religion dans ce spectacle, elle considère que c'est la faute de la religion et de la justice divine si son frère est mort et s'il subit cette injustice. En fait, le principe pour moi, c'était d'utiliser un mythe antique et de l'appliquer à notre société contemporaine. Mais je pense que Sophocle, quand il a écrit cette pièce, ça devait être polémique. Alors, c'est comme quand en France, on monte souvent du Molière. Le but, c'est de montrer à quel point Molière était un révolutionnaire avant l'heure. Voilà, donc ça ne sert à rien de monter le texte comme Molière, il faut le monter comme nous aujourd'hui. Pareil avec Sophocle. Était amour. Tu me disais que seul notre bonheur était important pour lui. Tu me disais tout ça et moi je t'ai cru, Ismen. Tu m'as menti? Non, Antigona, ne crois pas ça. Alors qu'est-ce qu'on lui a fait? Dis-moi! Este vorba despre cea mai frumoasă legendă a lumii, practic, despre dragostea damnată dintre Hades și Persefona. Hades, care se îndrăgostește de Cora, fica Demetrei, zeița holdelor, și hotărăște să o ia în întuneric.
actorii dansează la nivel de dansatori profesioniști și aici nu a fost ușor pentru că au trebuit să muncească foarte, foarte, foarte greu, însă ei au crezut în proiectul acesta, cred în proiectul acesta și de aceea poate că pe unde mergem sau unde îl dăm are un mare succes. Și iar versurile tragediei sunt folosite ca un cântec. Se schimbă ritmul de la un moment la altul, se schimbă stările. Este un spectacol care trebuie simțit. Dacă încearcă să-mi alunge vacantele de bani din munți, atunci eu însumi voi lupta în fruntea oaspelele de vacante credincioase venite din Asia. Femei ale alaiului meu, ridicați-vă spre cer dinsurile! Eu voi urca pe munte, sus pe Chiteron, să asist la dansul pagantelor de bane, acolo, sus, în munți! Ha? E o idee extraordinară să ieși cu arta ta, cu teatrul, să ieși în lume. Și formula aceasta celebră a lui Brecht a căpătat niște forme foarte, foarte frumoase. Țipetele pescărușilor, rugăciunile de la geamie, valurile care aproape că se auzeau pentru că e aproape de mare, creează un spațiu mirific care te determină să înțelegi că orașul ăsta este cel mai potrivit pentru un astfel de festival și miturile cetății învie în orașul foarte, foarte vesel, foarte și foarte aglomerat vara și foarte și foarte romantic și trist și uneori chiar dramatic iarna. Dragi colegi, ea este domnișoara Ofelia. Are date fizice foarte bune, excelență. Pot să confirm. Da, domnișoara poate să vă furnizeze informații complete despre toți bărbații din trupă. Trupa aceasta care joacă Uciderea lui Gonzago, Shakespeare parcă uită de ei și îi lasă așa, să facem noi un exercițiu de fantezie. Ce s-a întâmplat cu ei? Nedeljko Iordanov a mers mai departe și a scris o piesă absolut senzațională despre cum s-a terminat această poveste cu această trupă. Ca soț, tot iubitor, îți vei lua... O, blestem așa urmare! Un astfel de amor ar fi trădare! O, locai! Da, cândva pe vremuri așa era, odată cu inima și mâna se dădea. Acum doar mâna. Dar ăsta-i sfârșitul. Ai milă, cerule. Papi. Și tu ai milă. Nici când nu am greșit în fața ta nimic mai mult decât ne spune sfânta lege. Eu n-am nătrit pentru locotenent. Chiar eu astăzi am bătut Batista în mâna lui. Niciun asta.
cum preschimbă inima în piatră. Mircea Sila Ghiago, Ela Ionescu Emilia, subsemnatul Liviu Cheloiu Otelo, Andrada Fuscaș Desdemona, Daniel Nuță Casio, Radu Câmpean Rodrigo și Camelia Pintilie Bianca. Într-un cuvânt, spectacolul Otelo, în regia lui Suren Șacvedian, de la Teatrul Toni Bulandra. O poveste frumoasă, pe care o știm cu toții. S-a lucrat bine la spectacol. Intens chiar. Intens. Achille, cel mai năprasnic dintre războinicii greci, a fost ucis în luptă de cel mai iscusit arcaș al troienilor. Paris! Drama Hecubei trebuie așadar să continue! Monologul final este de fapt o amplă meditație asupra existenței vieții umane și asupra esenței ei, iubirea. Și atunci Hecuba se întreabă de ce atâta ură, când de fapt esența omului este dragostea, este iubirea. Ceva ce nu înțeleg. De ce atâta moarte, dacă totul țâșnește din forța iubirii? De ce atâta durere? De ce? Am încercat să aducem și cu ajutorul sunetului aceste imagini, aceste sentimente. Muzica este realizată numai cu instrumente de percuție și câteva instrumente de suflat. Ea se dorește a fi o muzică atemporală și cu toate acestea are câteva elemente ale contemporaneității. Totodată folosim și câteva melodii foarte, foarte vechi, în greaca veche, interpretate chiar de un preot. Prăjituri și
I've said. I can dance. No, I can't dance. No, I wanna dance with somebody. No, I wanna feel the heat. With somebody. With somebody who loves me. Me, 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 me. With somebody who loves me. Chiar dacă e o joacă și e o joacă de la început până la final și o bucurie și pentru actori și sper că și după cum s-a văzut în seara asta și pentru public, într-adevăr există o precizie matematică, precizia muzicii unde nu poți să, unde nu poți să dai greș, nu poți să o rezolvi și cred că asta e un lucru extrem de important că a reușit să găsim în cadrul unei rigori, să găsim și bucuria și cheful și pofta de joacă. Acest spectacol în regia lui Mihai Măniuțiu aduce în atenția publicului o idee extraordinară și anume îngemânarea textului antic al lui Euripide și Sofocle cu muzica maramureșană a grupului Iza. Tot spectacolul este potențat de grupul Iza care cântă o muzică autentică maramureșană. Un glas de sus mi-a spus așa: tu singur, fără arme și ostași, ci doar prin vicleșug, că nici prin gând nu o să le treacă lor să mi ucizi cu mâna ta, că așa e drept! Se moară, Oreste, se moară, se moară, se moară!